Accidente mortale pe șoselele din România. În localitatea Vidra, județul Vrancea, o femeie de 71 de ani, fiul ei de 44 de ani și copilul acestuia mergeau spre casă pe marginea drumului. Un tânăr teribilist i-a lovit în plin. Bărbatul a apucat în ultima clipă să-și împingă copilul de 8 ani din calea morții. Impactul a fost atât de puternic încât cele două persoane au fost aruncate la câțiva metri distanță și au murit. L-a luat în plin, l-a învârtit 3-4 ori pe sus, el a ajuns tocmai aici. Șoferul vinovat a fugit după accident. Zeci de oameni au ieșit revoltați în stradă și le-au spus polițiștilor cine este tânărul care a provocat tragedia. Știți cine e șoferul? Da, e tot șoferul de analfabet, care nu are studii, nu are nimic, nu se aducă la poliție. La scurt timp, teribilistul a fost găsit acasă și dus la audieri. Și în județul Gorj, pe drumul european 79, un bărbat și-a găsit sfârșitul într-un mod dramatic. Bătrânul de 83 de ani a trecut strada printr-un loc nepermis și a fost izbit în plin de o șoferiță de 20 de ani. După impact, fata a ajuns cu mașina într-un cap de pod. Bătrânul a murit pe loc. Norocul tinerei a fost că o asistentă medicală care locuia în apropiere a auzit bubuitura și a mers într-un suflet să-i acorde primul ajutor. Am crezut inițial că nu mai respiră. Mi-am dat seama că e un pic inconștientă și am încercat să-i acord primul ajutor. Mai vorbea? Nu, inițial nu. La spital a ajuns și o altă fată pasageră în mașină. Polițiștii au deschis o anchetă.